Salutare, oameni buni, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Paulian Prăjitură, sunt fotograf profesionist și dacă sunteți cumva apasionat de călătorii și fotografii de peisaj, ăsta este locul ideal pentru voi. Veți vedea locuri noi și veți și învăța câteva lucruri despre fotografie. Iată, ne ajungi la ultimul episod din seria din Munții Apuseni. În ultima dimineață, înaintea lungului drum spre Constanța, am decis să mai ieșim o dată tot la Dumești pentru a vedea dacă putem găsi câteva compoziții noi și am încercat câteva cadre pe ultima 100 de metri. Să vedem ce a ieșit și ce condiții am avut de data asta. Bună dimineața! Ultima dimineață aici în Apuseni. Am ajuns un pic mai repede decât era cazul și am mai stat un pic în mașină, este foarte frig, am pus cam tot ce aveam pe mine, care nu e mare lucru. Și acum încerc să fac altceva decât am făcut ieri, să completez cu niște cadre pe care le-am văzut poate un pic prea târziu sau poate un pic prea devreme și am plecat de acolo. Deocamdată este foarte multă ceață, nu prea se vede nimic în jur, sunt acoperite de ceață văile astea, dar se mișcă, vântul tot plimbă și sper să dispară la timp când să dispară unde avem nevoie. Atunci când o să dea soarele peste munte, ceea ce cred că o să se întâmple cam într-un sfert de oră așa. Să văd ce găsesc până atunci. Am găsit o primă compoziție. Este mai mult dictată de modul în care este distribuită ceața în acest moment. Dacă se menține așa, este un cadru destul de bun cu acea fermă din spatele meu de acolo și cu terminația dealului pe care se află. Sunt un pic deasupra ceței și se vede, este bine definită și marginea dealului față de fundal. Sunt cu tele, aștept să dea soarele din clipă în clipă, dar foarte important este ce se întâmplă cu ceața, pentru că în orice moment poate veni un val și să acopere complet întreaga mea compoziție. Și atunci trebuie să mă reorientez. A ieșit soarele și a început să dea acolo în zona care mă interesează pe mine, încet încet. Copacii sunt luminați contrajur și astfel sunt separați de background-ul întunecat. În schimb, ceața din zona asta s-a dus definitiv, în principiu, din compoziție. Nu mai am deloc ceață, pentru că asta e natura și face cum vrea ea, nu cum vrem noi. Sunt la 70 de milimetri. Aș putea să fiu și la 60, dar nu am 60. Asta este. Am simțit de mai multe ori nevoia unui zoom standard în călătoriile mele, dar mă încăpățânez să merg numai cu două obiective, 16-35 și 70-200. Da, compoziția este frumoasă, îmi place. Acum urmează să dea soarele și pe vârfurile unor mestece în care sunt un pic mai jos în cadru. O să văd care îmi place mai mult, pe care o prefer și pe aceea o să o afișez împreună cu setările. Deocamdată e un început de zi bun, un prim cadru, vedem ce mai urmează.
A doua compoziție, un pic mai la dreapta de unde eram mai devreme, fotografiez în principiu același subiect, dar doar ultimii doi copaci de la stână. Este o compoziție, o diagonală din stânga sus în dreapta jos. Este partea aceea dealului care acum este super luminată de razele soarelui. În spatele ei s-a ridicat ceața de pe valea asta din dreapta. Și avem acești doi copaci care sunt extrem, extrem de bine conturați pe coama dealului. Mi-ar place să fie un pic mai mult loc în stânga lor, să văd poate fac asta în Photoshop, pentru că ar fi mult mai echilibrat compozițional, dar deocamdată este ok așa. Trebuie să recunosc că am văzut cadrul ăsta ieri, sau aproape cadrul ăsta, e făcut de Andu și mi-a plăcut foarte mult, dar exact chestia asta am avut-o de reproșat, nu respira în partea stângă cadrul, subiectul era un pic aproape de margine. Sunt pe 70 de mm, ISO 100, F10 și unul pe 200 ca setări. Mai devreme nu mai era ceasă deloc în zona, acum iarăși s-a umplut din altă vale, ceea ce ajută foarte mult la separarea asta a copacilor. Acum deja este mult prea mult, este un haze general, nu mai funcționează cadrul, mă bucur că l-am făcut un pic mai devreme. Și sper să vă placă și vouă. Era să uit. Nu uitați să dați subscribe acestui canal, like și share acestui clip dacă v-a plăcut, pentru că așa putem crește împreună și voi fi și eu motivat să fac aceste clipuri, știind că îi pasă cuiva de ele și cineva le urmărește. Și atât. Se pare că de data asta lucrurile esențiale pe care le spune un YouTuber, acelea cu like, subscribe și share, am reușit să le spun la fața locului. Dacă v-au plăcut aceste clipuri, sper să vă fi convins să rămâneți alături de canalul meu și pe viitor. Data viitoare ne vom întâlni într-un alt loc, un pic deosebit față de ceea ce v-am obișnuit până acum. De unde știu unde voi fi? Pentru că încă editez clipuri de un an și ceva vechime, așa că știu exact. Până atunci, nu-mi rămâne decât să vă spun la revedere și să ne vedem cu bine!